Îl înregistrez oamenii în calculator și după un sfert de oră le scot adeverințele. Pregătesc pacienții pentru vaccinare, îi informez. Pentru cazuri de urgență, adrenalină, EpiPen, avem tubul de oxigen. Așa se pregătește în fiecare dimineață echipa de medici înainte să se deplaseze la casele oamenilor. Locuitorii sună, solicită și se programează. Cumpănenii care doresc să se vaccineze, dar nu au posibilitatea de a se deplasa la centrul de vaccinare din localitate, pot apela la echipa mobilă de vaccinare care vine chiar la ei acasă. Bună ziua. Mă deplasez mai greu. Foarte greu. Neacșa Stana are 69 de ani și mai multe probleme de sănătate. Rudele femeii spun că aceasta a fost infectată cu virusul SARS-CoV-2 în luna ianuarie. După 3 luni, aceștia au decis să o înscrie pe listă și să apeleze la echipa mobilă, la recomandarea medicului de familie. Pensionara spune că este teamă și de boală, dar și de vaccin. V-ar fi fost greu să mergeți până acolo? Mi-ar fi fost că n-am mașină, n-am așa să calc până gropi. În toate gropile, mi-e teamă că eu am atâtea boli și eu mai am mai avut așa ceva de am făcut injecții pentru coagulare sângelui. Mai mult în casă stă pe loc, nu avem mașină și e mai greu. Mulțumim frumos, este un mare ajutor venind de echipa mobilă. La solicitarea Direcției Generale de Asistență Socială, administrația publică locală a cerut Direcției de Sănătate Publică constituirea la nivelul comunei a unei echipe mobile formată din medic, asistent medical și un polițist local. Locuitorii comunei doresc să se vaccineze, tocmai de aceea această echipă are câte 20 de persoane înscrise, chiar astăzi, de exemplu, 20 de persoane care așteaptă să fie vaccinate. Câți locuitori din Cumpăna au nevoie? 63 sunt persoanele care au nevoie la nivelul localității. Cred că am vaccinat în jur de 50 până acum. În timpul acestei săptămâni, vreo 20 și ceva de persoane sunt înscrise. Dar se înscriu zilnic. Totodată, reprezentanții primăriei Cumpăna spun că odată cu persoana care solicită echipa mobilă, se va putea imuniza prin acest serviciu și însoțitorul acesteia. Aceste echipe mobile merg la solicitarea direcțiilor de asistență socială din primărie. Acestea au obligația de a întocmi liste cu persoane netransportabile, dar și cu aparținătorii acestora. Acestea ajung la centru, să spunem așa, și se face traseul pentru fiecare echipă mobilă în parte. Până la avea echipa de la Cumpăna, echipa mobilă de la Constanța vaccina în jur de 150 de persoane pe săptămână. În acest moment, la nivelul județului există doar 2 localități care au echipe mobile de vaccinare. Vorbim despre orașul Constanța și comuna Cumpăna. Pentru vaccinare la domiciliu pot apela persoanele imobilizate, care nu se pot deplasa, și cele care fac dializă.